O clipeală de ochi, toți vom fi la judecată, la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății, ceas despre care nu știe nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl. Deci este taină Apocalipsa, nu poate fi deslușită ca taină, nu poate fi deslușită ca esență, mereu se bat unii cu pumnul în piept și au impresia că stăpânesc Apocalipsa, v-am spus, nu se poate televiza, nu se poate reda pe ecrane media, Apocalipsa înseamnă o clipeală de ochi și toți suntem pe nori la judecate. Și spune, morții vor ieși din morminte la glasul Arhanghelului, iar noi într-o clipă ne vom schimba. Nu toți vom muri, spune Ioan în Evanghelie, dar toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi. Din om trupesc în om duhovnicesc. E greu să explici lucrul ăsta. Cred că este imposibil de a găsi cuvinte omenești, să arăți cum din om trupesc, stând acum în biserică, în următoarea clipă ești om duhovnicesc, cu suflet și cu aripi și cu stare desăvârșită transparentă. Nu se poate explica în cuvinte asemenea lucruri niciodată. De ce spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu, de aia spune, Tatăl, păzește-i în numele Tău pe toți care mi-ai dat. Dar și Tatăl spune, și noi trebuie să avem grijă să păzim cele ale împărăției, căci cel ce păzește poruncile mele, acela este care mă iubește. O repet din nou. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce mi-ai dat. I-a vindecat, i-a hrănit, i-a curățit, i-a învățat, i-a dezlegat, i-a iertat și așa mai departe. Și am păzit și n-am pierdut pe niciunul din ei decât Fiul pierzării. Vedeți ce interesant? Iisus Hristos arată că în calitate de om Dumnezeu n-a putut schimba firea unui om rău în om bun atâta timp cât El n-a vrut. Și o să spuneți, dar de ce n-a vrut? Păi simplu. Când era la masă cu Iisus, Iisus, ca să-i schimbe firea și pornirea, a spus așa, din cei ce întind cu mine în blind, unul mă va vinde. Și toți au zis, eu sunt. Și Iuda a zis și el, poate sunt eu. Și Mântuitorul i-o spune în mod indirect, dacă tu zici, n-am spus eu, tu zici asta. Și deși îl avertizează, Mântuitorul Iisus Hristos continuă să stea la masă, să împartă trupul său și sângele său în joia cinei cele de taină, și totuși Iuda meditează mai departe cum să facă răul, primise cei 30 de arginți și trebuia să-și facă meseria până la capăt de trădător și vânzător. Și tot Mântuitorul în bunătatea lui, vedeți ce înseamnă să fii Dumnezeu și iubitor de oameni. Și că Iuda, fă mai curând ce ai de făcut, nu te mai chinui. Hai, împlinește mai curând cele ce trebuie să le faci. Și nervos, Iuda se ridică de la masă, scuipă împărtășania din gură în noapte, se duce ia arhiereii și slugile ostașii templului, garda Sinedriului și pleacă în grădina Ghețimanie și îl aduce cu funia de gât la casa lui Ana și Caiafa. De ce v-am spus lucrurile astea? Ca să înțelegeți, de aceea Iisus spune, afară de Fiul pierzării. Pentru că Fiul pierzării n-a putut să facă ceea ce a făcut Petru. Petru s-a căit și a plâns cu amar și a fost iertat și rechemat la apostolie. Iuda fiind și puțin școlit, cum ne arată documentele antichităților iudaice ale vremii sale, s-a gândit așa, eu întind o capcană lui Dumnezeu, mă duc înaintea lui în iad și când golește iadul despre care el spune că morții trebuie să învieze, înviez și eu. Numai că noi când mergem în iad, mergem cu intenția cu care am plecat. De aceea și astăzi în puterea Sfintei Liturghii Ortodoxe a Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care o săvârșim în biserică zi de zi, afara perioadei triodului când este liturghia Marului Vasile, noi când terminăm proscomidia spunem așa, pomenește Doamne pe cei ce în nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, cu împărtășirea Ta, Stăpâne. Vedeți ce interesant? Nu oricine iese din ea. Cel ce a adormit cu nădejdea învierii și a vieții veșnice, cu împărtășirea Ta, Stăpâne. Deci vezi, nu oricum. Ai băut o cutie de pastile, tu n-ai băut-o, sau de o travă, tu n-ai băut-o ca să înviezi, tu ai băut-o să scapi de greutăți și de crucea pe care o ai. Și gândul cu care ai făcut-o, că și aici poate să fie, dacă este vorba de un om depresiv sau de un om cu boli mentale, vedeți că biserica îl pomenește, punând pe principiul lipsei discernerii. Dar când tu ești perfect sănătos și faci un act de vanitate sau vrei să rămâi în istorie ca fiind
O mare personalitate care a vrut să-și marcheze prezența printr-un asemenea act nu face altceva decât să devii, ca și Iuda, un fiu al propriei tale pierzări. Nu că are treabă Dumnezeu cu el. Și lacrimile lui Iuda puteau fi primite la fel, spune tradiția mai departe, că atunci săracul, când a găsit măslinul de care stă spânzure, Dumnezeu a făcut de vreo 3 ori ca măslinul să se îndoaie, ca să nu se sugrume viața lui. Ei, atunci Iuda s-a suit și a legat funia și mai strâns de o creangă și mai groasă și și-a dat drumul numai ca să ajungă înaintea lui Hristos în iad, să poată și el ieși la înviere. Se pare că n-a apucat să mai iasă și a trimis doar fiii pe pământ pe care i-a instruit în întunericul iadului, de aceea și azi găsim pe pământ multe semințe de iude, iude mai moderne, nu sunt neapărat iudele vânzării lui Iisus. Ei au alte stiluri. Iar acum vin la tine, Tată, și toate acestea ce le grăiesc, eu vreau ca să fie grăite, ca în lume să fie de plină bucuria mea în oamenii ei, adică. De ce? Ca oamenii să vadă, și aici iarăși mă adresez apocaliptologilor, care le scapă nuanța, să vadă că Iisus Hristos, cât stă pe tronul Tatălui, nu stă degeaba. Se gândește mereu la lumea pe care a iubit-o, în care a crescut, în care a învățat, în care a mâncat, de la care a purtat starea de slugă, a purtat firea omenească, a purtat neputințele noastre, care le avem și noi, somnul, boala, lenea, foamea, tristețea, toate le putea gusta, dar fiind fără de păcat, el n-a avut tangență cu ele, ci doar a trecut prin ele. Ascuns prin Egipt să nu fie omorât de frica lui Irod, să temea Dumnezeu de Irod, nu. N-a vrut să depășească statura firii umane. A vrut să arate ca om că din calea primejdiei trebuie să te ferești ca să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău, cum spune în ispitirea din Carantania, când zice, dar de ce trebuie să te temi? Sar de pe munte, că doar trebuie să te poarte îngeri. Nu scrie acolo că îngeri te vor purta să nu se zdrobească de piatră piciorul tău. Și Iisus spune, nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Ei, și noi ispitim pe Domnul Dumnezeu nostru pentru că ne-am dorit după prorociile noastre și după impresiile noastre și părerile noastre omerești, în orice clipă să sosească Apocalipsa. Apocalipsa vine când vrea Dumnezeu. Sfârșitul lumii vine când vrea Dumnezeu. Judecata vine când vrea Dumnezeu. Și ce este mai grav și mai concludent este altceva. Mântuitorul Iisus Hristos folosește o expresie grea. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe ele trebuie să le aduc la Tatăl, că cele care sar pe aiurea sunt furi și tâlhari, nu oricine poate veni la turmă. Oile cunosc glasul păstorului și îl urmează și merg după el. Păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale și ne dă pilda lui Iisus cu răstignirea și învierea și își pune viața pentru oi. Numai năimitul lasă oile și fuge, arătându-ne că nu putem avea orice fel de păstor, ci numai păstorii de jertfă, deci spre deosebire de multe alte învățături morale, vrute religioase sau cu conotație de zidire pozitivă, niciun discipol al lumii nu și-a putut dărui viața pentru ucenici, n-a putut să-și dea trupul pentru ucenici, n-a putut să-și dea sângele pentru ucenici și să le dea viață din viața lui. Iisus Hristos a putut face lucrul acesta. Unicul și adevăratul Dumnezeu pe care Dumnezeu Tatăl l-a trimis în lume ca lumea să cunoască prin Fiul Său că atât de mult a iubit lumea încât și pe El l-a sacrificat la moartea pe cruce, spune Chiril al Alexandriei. De ce mă opresc aici? Ca să înțelegeți că în momentul în care Iisus vine pe norii cerului, nu vine să ne dărâme blocurile, nu vine să ne strice gazonul prin ogradă, nu vine să ne dărâme conceptele tehnologice, sateliții și rachetele, ci Iisus vine pe alte principii duhovnicești care nu țin de lumea pământească. Găsim scris în Sfânta Scriptură că mielul, de data aceasta nu mai e miel, ci e leu, strânge sulurile timpului și pământul acesta îl înfășoară, îl leagă și îl pune sub brațul său. Și ce spune în Apocalipsă? M-am uitat și n-am mai văzut nici pământul, nici marea, nici cerul, nici stelele, nici luna, nici soarele. Am văzut cer nou și pământ nou.
Aici trebuie să se deschidă ochii minții noastre și înțelepciunea noastră duhovnicească, să înțelegem că Apocalipsa n-are loc pe pământul acesta. Nu aici vine Apocalipsa. Pământul acesta la Apocalipsă nu mai este. Intră în neantul veșniciei lui Dumnezeu și El știe ce face cu el, în ce raft divin îl așează și spune s-a terminat misiunea lui. I-a hrănit, i-a îngropat, i-a sfințit, i-a dezintegrat, i-a amestecat în cosmologia liturgiei veșnice, de acum el trece la sertar, de acum vine slava lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și viața fără de sfârșit, care înseamnă cer nou și pământ nou. Mă întreb, nu cumva Dumnezeu care vorbește de restaurarea lumii prin Iisus Hristos n-a terminat de săvârșit încă restaurarea? Se pare că lucrurile stau cam în felul următor din învățătura Sfinților Părinți. N-aș vrea să fie părerea mea, că nu vreau să greșesc. A venit Iisus și a restaurat tot ce înseamnă omul, a venit și a vestit Evanghelia la toată făptura, s-a văzut cine vrea cu Dumnezeu, cine nu vrea cu Dumnezeu, spune că sfârșitul nu vine până Evanghelia nu va ajunge la toată făptura, evident că dacă azi existăm pe planetă, e clar că învățătura n-a ajuns la toată lumea și mai e de muncă, ne trebuie mai mult misionari buni decât contradictorii și talibani din ăștia care seamănă furtună, isterie, circ, panoramă și tot felul de dihonii printre oameni și împart și dezbină. Deci noi avem nevoie de o biserică unită, de o biserică plină de Duh Sfânt, de o biserică plină de puterea lui Iisus Hristos, de o biserică plină de prezența îngerilor, de o biserică plină de minuni, de o biserică plină de harisme, de o biserică plină de semne divine care să ne arate că Dumnezeu lucrează și este viu între oameni. Iar după ce am rezolvat lucrul acesta, dacă la început a zis că într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, și la vremea aceea erau virgine, că nu erau oameni pe ele să le întineze și să le murdărească, și-a simțit Dumnezeu nevoia să pună un rege al făpturii pe om, să vadă toată creația aceasta, ce înseamnă astronomia și toate stelele și cerul, ce înseamnă marea și toate valurile și cântecul vântului și cântecul florilor și cântecul păsărilor și cântecul frunzelor și cântecul naturii și cântecul stelelor. Toate cântă. Noi n-avem urechi să le auzim. Toată suflarea să laude pe Domnul, spune David la psalm. Și uite că venind lumea pe pământ și alterând această planetă dată nouă să ne hrănim din ea și să ne simțim ca în grădina Edenului, Dumnezeu după ce și-a împlinit lumea căzută și strânge sulul acestei lumi, El din nou pentru acei fericiți, pentru acei minunați și pentru acei sfințiți, cei de-a dreapta binecuvântații Tatălui meu, trebuie să le dea un loc de odihnă și spune Iisus Hristos, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Eu mă duc vouă să vă gătesc loc acolo. Interesant punct de vedere. Mă duc să vă gătesc vouă împărăția cea pregătită mai înainte de întemeierea lumii. Foarte interesant. Deci dacă luăm această tematică să o analizăm la just, avem foarte multă teologie de făcut. Cum adică nici n-a creat Dumnezeu pe om și i-a pregătit deja leagănul veșniciei a slavei cerești unde să stea drepții și sfinții și cei ce vor străluci ca soarele, împărăția cea gătită vouă mai înainte de întemeierea lumii. Deci ia fiți atenți câtă grijă divină avea Dumnezeu de omul drept, de omul perfect, de omul curat, de omul desăvârșit, de omul mântuit, de omul îngeresc, de omul netrupesc, de omul transparent. Și atunci se pare că Dumnezeu va face acea transformare într-o clipeală de ochi, că lui este aceasta, judecata o face pe norii cerului și ne ducem în fericirea care spune, fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul.
ne ducem în poezia Sfântului Ioan Iacob și vom găsi că pământul celor blânzi este a fericiților de sus, spune Ioan Iacob într-o poezie. Deci vorbim de un alt fel de pământ, vorbim de un alt fel de cer, vorbim de o slavă a lui Dumnezeu care nu poate fi descrisă în cuvinte. Și deci Dumnezeu ce face când termină de restaurat lumea? Restaurează materia pe care vor sta cei desăvârșiți. Ei nu mai pot sta în mediul infect, plin de păcat, pământul acesta plin de sângele lui Abel până la Zaharia ucis între templu și altar, pământul pe care oamenii au făcut atâta genocid, pământul pe care oamenii au semănat atâta suferință, pământul pe care oamenii au semănat atâta corupție și mizerie, atâta sperjur și minciună, atâta nimicnicie și neputință omenească. Nu, acesta este un pământ întinat și trebuie curățat. Și spune psalmistul David că materia se va înnoi și pământul va arde de 7 coți, adică de 7 metri adâncime. Oare de ce lucrul ăsta? Probabil că va fi nevoie de curățirea păcatului numai cu foc, pentru că a fost odată o încercare cu apă care n-a dat suficient randament și lumea s-a stricat din nou, deși în corabia lui Noe se suise doar el, soția și fiii lui, iar unul dintre fii acolo pe corabie, în loc să fie în taina lucrării divine, el zămistea fii și fiice și s-au născut popoarele hananee sau păgâne, din care au ieșit din nou răutățile pe pământ. Dar trebuie să citiți un pic Scriptura, lăsați pe Andru, pe Coruț și pe ăștia care mai scriu SF-uri pentru povești nemuritoare. De ce mă opresc aici și de ce accentuez? Pentru faptul că Dumnezeu, când va face restaurarea noului pământ și a cerului nou, din nou va spune ca la începutul Scripturii, că Scriptura este un cerc. Este ceva care este sferic. Și într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Pământul a dat oamenilor și cerul a dat îngerului tronul lui și pământul i-a șternutul picioarelor lui. Dar de data aceasta, pentru că noi suntem ca îngerii, vom vorbi de un pământ nou ceresc și de o lume și de o împărăție nouă cerească, acolo unde vor sta drepții într-o odihnă veșnică. Deci atunci se termină restaurarea. Deci cine trebuie să termine restaurarea? Nu Iisus Hristos, Tatăl. Iisus Hristos a restaurat partea umană pentru care și-a absorbit partea umană și a dorit să se deșerte în ea ca rob, ca să ne ducă la starea cea din tâi, Sfântul Atanasie. De data aceasta, Tatăl vine mai departe să desăvârșească opera desăvârșirii, veșnicia veșnică, fericirea veșnică, bucuria veșnică, lumina veșnică, viața veșnică, împărăția veșnică. V-am obosit și v-am plictisit, nu mai continui, ci doar vă rog să fiți cu luarea minte și să înțelegeți că taina înălțării aparține lui Iisus Hristos prin puterea Tatălui și a Duhului, ca să restaureze ce te îngerești. De aceea a 10-a zi vine Duhul Sfânt pe pământ în chip de limb ca de foc și umple lumea de dreapta credință, iar Tatăl va restaura întreaga creație nevăzută, dându-i un loc nou, un pământ nou și un cer nou, pentru că Lui este în putere să le ducă toate de la ființă la neființă și din neființă la ființă. Amin. Hristos s-a înălțat.